Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Da, șef, vreau să-mi văd salata. Unde? Da, șef, hai. Imediat acum vine. Hai, vreau să văd salata. Deci puneți până la urmă sau nu? Unde este pesto? De la nu punem că e amar. Și de ce nu trebuie să fie în salată pesto? Că nu-mi dau seama. Dacă vreți, place mai salat, mult așa? Arată mai bine, de puțină culoare. Păi ați gustat? Salat. Am gustat. E foarte puternic. Am schimbat-o pentru că a fost o decizie unanimă și a trebuit să facem cu pesto și... Bă, Bob, e salata ta! Da, șef, da. Dar ce faci altul? Dar ce faci altul? E salata ta? Da. Faci-o! Da. M-a enervat pentru că mă așteptam la el să fie mai... Băi, mai așa, mai înfipt. Cu, nu te lăsai dominat de noi când veneam să-ți gustăm alea pe acolo. De la aroganțelul ăla care știam eu, vreau să-i văd aroganța acum. Unde e aroganța ta, Bobby? Băi, n-ai apucat, că eu am făcut-o șmecheră și după aia că pesto, că... Azi, frate, faceți cum vrei. Ia, uite, ăsta. Băi, ce vă certați acum? Hai, frate, că nu merge așa. Nu se ceartă nimeni. Ne dăm aere și figuri și astea și... Suntem mulți dintre noi bucătari profesioniști și văd că lumea mă cam ia așa la... botul, că Bobby 3 sezoane, mai râdem, mai glumim și până la urmă lumea nu mai ia destul în serios, observ la mine în echipă. În cazul ăsta n-am decât să ripostez. Mă bucur pentru el că a trecut mai departe. Știu că a încercat de foarte multe ori, dar nu știe să lase capul jos. Orgoliul lui Bobby a ieșit la iveală și am avut un moment de tensiune. Pentru mine, orgoliile sunt mai puțin importante decât binele echipei. Da, încet, încet văd strategiile altor concurenți, văd că unii privesc mai de sus pe alți concurenți. Dragă Bobby, nu mă consider mare șef, mă consider bun, am descoperit în mine arta de a găti, dar am ascultat tati. Mai, nu mă faci, fiți bărbați, așa asumați-vă. În momentul în care ești o echipă, egal că e bine sau că e rău, ți-asumi. Creșurile astea ce se întâmplă între noi și astea nu sunt bune pentru echipă. În momentul ăsta nu simt că suntem o echipă. S-au creat două grupulețe, cu cei care știu și cei care nu știu. Egal că tu ești cel mai bun și eu sunt cel mai prost, din punctul tău de vedere, vin și mă întreb, bă, fraiere, gustă? Ești prost? Poate gustul meu e mai bun decât gustul tău. E o chestie cu care ne naștem. Nu trebuie să fii mare șef, că mai știu eu din ăștia mari șef care știi când pică, exact pe podium pică. Că așa se întâmplă în viață. Consider că nu avem nicio altă șansă dacă eu nu mă voi impune și nu voi controla eu echipa. Și Iulian își dorește foarte mult să câștige și automat are nevoie de echipă pentru asta. Cred că pot să mă bazez pe el că poate să controleze cel puțin un banc și absolut tot ce se întâmplă acolo. Ceilalți au scos deja scuturile și chiar dacă voi risca să plec acasă, eu încep războiul și în echipă, n-am nicio problemă. Sunt aici să câștig. Dacă e să ajungem la duel, vai de mama lor. Nu mă mai uit la nimeni. Dacă sunteți ok, eliberați un loc și pregătiți farfuriile. Mă duc să te min ciorba, te las cu cartofii, Iulian. Sunt cu gândul la ciorbă, am pus mâna pe oala sub presiune. Hai. M-a rupt oala asta, frate. Cața și doamne. N-a ieșit tot aburul, frate, n-aveam ce să-i fac. Cața și... M-am umplut și pe Iulian și pe mine și tot ce a fost acolo. M-am opărit tot, mă noroc că aveam șorțul, am plecat de acolo murat. Florine, firai tu să fii. Ciorba, au scos ciorba de acolo, au vrut să desfacă alea. A dat ciorba aia pe jos, pe acolo. Era plin Iulian de zeamă de ciorbă. Zic, bă, frate, nici ciorba nu mai facem azi. Hai, așa, Renic, hai. Bagă toate legumele. Șef Sorin era foarte, foarte calm pe tema ciorbiță. Lasă-o să fiarbă. Ai răbdare să-mi fiarbă cartofii un pic. Lasă-o să fiarbă. Eu eram foarte panicat cu această oală. Din această probă mai sunt 5 minute. Hai, 5 minute. Vreau... Lasă să fiarbă aia. Fierbe, fierbe tare, șef. Ceva nu e în regulă, ceva nu se leagă. Se vede că nu cred că a făcut Florin foarte multe ciorbe la viața lui. Așa, 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 așa. Mai pune aici. Uite în asta. Băi, termin și tu astea? Da, șef. Vreau și eu ceva, ridichi, frumos. Acum hai, cum le soțuleț. Se vede și... Da, ridici. Se vede și ridichi, da. Ne? Avem loc și pentru bula de dovrecel și punctul de sos, pentru că jos. Mă sperie faptul că ei montează deja, mi să nu ni blocheze. Hai să ne mișcăm. Hai un pic mai repede, că mai am 4 minute, te rog. Pune zeama de ciorbă. Hai mai repede. Puneți aici. Nu pune mâna, dă-te de acolo. Ciorbă. Ce-a fost asta? Ce mai ai? Echipa mea va putea găti 15 minute în plus. Ca de obicei. Am muncit pentru amuleta asta, spor la treabă. De ce, mă, nu ești gata? Sunt gata când vreau eu. Nu eram gata cu ciorba, nu eram gata mai cu nimic. Oricum nu i-am presat, pentru că știam că am două amulete cu 15 minute extra. Dragii mei, echipa MOB și echipa albastră, mai aveți un minut.
Echipa verde mai are 16 minute. Păi gata. Da, bă, că sunt verzi ăștia, da. Hai, avem 15 minute în plus, da? Nu mi-am mai folosit o amuletă pentru ei, nu pentru mine, că nu le iau eu acasă, nu eu gătesc. Tot să le creez lor avantaje. Eu sper să înțeleagă asta, să aprecieze, că de-aia am muncit. Sincer, eu n-aș fi folosit acea amuletă. Nu i-am înțeles încă strategia, nu i-am înțeles încă modul. Pentru mine personal nu prea mi-a convenit, adică ei nu au apă, avem din start un avantaj. Mai băgăm și o amuletă de 15 minute în plus, practic aveam tot ce ne lipsea, vorba aia. Deci clar trebuie să câștigăm proba asta. Nu a folosit-o că n-a avut el farfuria gata. Deci nu pot să cred că nu ați înțeles de ce Bontea și-a activat acea amuletă de 15 minute. Bontea a mai pus 15 minute în plus ca să ni se strice nouă farfuriile. Simplu! Din nasol că se răcește a noastră, da. Se răcește ciorba, se mai pierde un pic din gust. E normal. Dacă mai are vreo amuletă, să nu-i spună nimeni. La desert trebuie dat așa. Băi, Bontea, băi, mai ai una de asta. Mai am. 30 mai de am, secunde. Că am muncit pentru ele, băi. Așa, în primă fază, n-am ce să-i spun, că a muncit pentru amuleta aia, a câștigat-o, e amuleta lui, poate să facă ce vrea. Asta ține doar de echipa lui. Șef, mică, se spar cartofii, poți să iau ciorba? Bă, dă focul mai mic, dă focul mai mic, că fierbe ca la Malamuc. Hai mă, repede, pătrunjelul în ciorbă, haide, păi hai, nu mai sta. Asta, da? Pă pâine, ascuns. Așa, bă, îi punem cum crezi tu, da? Da, șef. Că dai salata ta, mama, măsă. 10, 9, 8. 7. Echipa albastră a terminat. O picătură. 2 1. Stop. Bine. Echipa albastră și echipa mov, mâinile sus și un pas în spate. De ce? Degeaba. Echipa verde mai ales 15 minute. Vreau să-mi scos carne, să o răcim puțin acolo, să o scoatem după eu os, primăriț-o. Da? O scoate pe os. Bun. Și îmi puneți în fiecare bol carne. Vreau să fiarbă ciorba bine, să fie mai așezată. Am avut astăzi o oră și un sfert și cu încă 15 minute facem o oră și jumătate. Timp suficient pentru o ciorbă, zic eu, de bun simț. De ce? De prune! De ce? De prune! Degeaba dacă n-o beți. Echipa MOV a terminat. De ce? De perișoare, băi! Păi am întrebat eu ce ați făcut, pâine prăjită și atât! Hai mă, ce facem, bă? Alex! Acum! Păi mă, fraților, mai avem 10 minute și nu avem farfurile gata, pe bună, serios? Cât timp, Doamne, iată-mă, îndrăgătoase! Sorine, mai o amuletă de aia de 15, pune și pe aia, n-ai tupeu! Bontea! Poți să folosești și eu una de-asta, tata? Ce scrie acolo? 15 minute în plus pentru voi, că nu cred că sunteți gata! Vrăjeală! Hai să râzi, vom fi gata! Haide cu astea, vă rog frumos, hai să terminăm cu ele! Eram praf! Mai făceau și șef Scărlătescu, șef Dumitrescu, mișto! Mai vreți 15 minute, adică eu personal m-am simțit așa puțin jenat. Aveți nevoie de ajutor, echipa verde? Asta. Nu, suntem bine. În echipa verde am observat foarte mulți lideri. Hai mă, de ce stați atâta lume pe aici și ceva nu funcționează? Farfurile-s gata, mai trebuie ciorba pusă și gata. Cuțitul de aur mereu își cere Cezarul, că el e Cezarul. Și Iulian, tipul cu tatuaje, la fel. E foarte minuțios în a-și arăta grandomania, grandoarea și aroganța. Pe lângă el mai sunt doi minori, tipul jurnalist Babanu, dacă nu mă înșer, și tipul celălalt cu ochelari care azi a făcut maioneza cu 3 mixere. Deci cineva i-a dat ceva maioneză din piatră, mă gândesc. Dacă 3 mixere s-au spart, aia era din piatră, de unde maioneză? Acolo e guvernul paralel. Ăștia se subminează între ei. Băi, suntem gata, ce să vezi. Și n-am folosit, mă, cât mai avem. 3 minute, aia, mai aveți putem 3 să mai... minute! De ce? De prună! Suntem gata! Mă rog, am terminat cu 3 minute înainte. Carnea scoasă după oase, puse, aranjate. Că de cât avem o farfurie decentă, zic eu că arată bine. Câte una fără să zboare ciorba de la lăutar pe masă. Hai! Haide! Sunt foarte mulțumit de farfurii, mai ales ciorba arată demențială, zici că e de la bunica. Și cu bacii pe care l-am făcut, cu pâinica aia, chiar a ieșit bine. Haide, hai să ne mișcăm! Farfuria noastră este o adevărată farfurie de nuntă. O ciorbică frumoasă de perișoare și un antreu delicios din ton. Deci farfuria aceea de la MOV mi s-a părut penală. Plating-ul pe lângă, bolul de ciorbă foarte mic, șudita mai farfuria, parcă o și văd. Două pui prăjite, niște ridici acolo, așa, pac, pac, și gata plating-ul. Atâta poate echipa MOV, ce să știu să zic. Caracatiță la ora 12. Pardon! Preparatul nostru, eu cred că este superior față de preparatul celorlalte echipe, indiferent de ce s-a întâmplat între noi. Șansa noastră este că ciorba e extraordinară față de mizerile de două.
Da, avem o ciorbă super ok. Mă sperie acel rulo, este puțin vechiuț pentru acea farfurie. Faceți loc că vine naș. Am făcut niște preparate, wow. Sunt încrezător că am văzut și celelalte farfurii. Adică la Bontea, rulada aia în șuncă de Praga, plânge socăcița Savă din Moisei când vede la televizor rulada aia, că vrea să o pune și pe aperitive la mormântări. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.